După cum v-am promis de fiecare dată, începând cu săptămânile trecute, venim cu garnituri tot mai numeroase de candidați la primărie, oameni de foarte mare valoare, pe care partidul nostru îi lansează în lupta la locale. Oamenii ăștia, ca noutate, au de luptat cu o problemă care devine din ce în ce mai serioasă. Este vorba, ca să mă exprim mai frumos, de un dos imens, format din PSD, și de nasul din acesta, și anume PNL-ul. PNL, care nu mai are nimic de a face cu valorile liberale. Brăteanu probabil se face titirez acolo unde se află în momentul ăsta, adică în mormânt. Totuși, vreau ca numele filialei Timiș și în spiritul Timișoarei, loc de unde a început răsturnarea de regim în 1989, să salut decizia președintelui Consiliului Județean Alin Nica de a nu își pleca fruntea, capul, și decizia primarilor care încă mai au o valoare și o demnitate din acest județ, de a nu uita cine este Timișoara, ce este județul nostru și Banatul. Vedeți dumneavoastră, noi facem altcumva decât ei. La conducerea celor două formațiuni pe care metaforic le-am expus anterior, se află persoane care, să mă ierte ciobanii că iarăși fac o comparație, ei își imaginează că sunt niște ciobani care păstoresc niște turme de oi. Românii și electoratul nu sunt niște proști. Nu este posibil ca în 2024 în continuare să jignim oamenii care urmează să se prezinte la urne în acest an și să ne imaginăm că ei o să facă cum le dictează ciobanul din fruntea PSD-ului, ciobanul din fruntea cea mai rămas din Partidul Național Liberal, după canibalizarea lui de către PSD, și bineînțeles ciobanul șef din fruntea țării, președintele Partidului Comasat Român al PCR-ului, deci președintele PCR-ului, Klaus Werner Iohannis, care pentru interesele lui personale a decis să vândă, pe șleau spus, această țară și tot ce mai rămăsese din clasa politică și așa coruptă din ultimii 30 ceva de ani. Două situații vreau să vă semnalez. În primul și în primul rând, în sprijinul a ceea ce am spus anterior, că noi nu facem ca ei și nu considerăm electoratul ca o masă de manevră, după întâmplarea nefericită cu colegul nostru care alături de noi timp de 2 ani de zile, este vorba de domnul Pop de la Orțișoara, a venit la acțiuni. Credeam că este un om tânăr, harnic, familist fiind, credeam că are și coloană vertebrală. Dânsul a ales, mai puțin inspirat, să facă un calcul de cioban cu turmă de oi și să-și imagineze că adunând procentele pe care le-ar fi obținut de la Partidul Aur, cu cele ale PSD-ului, va fi ales primar. Lucrul ăsta evident că nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla, fiindcă oile acestea, adică oamenii noștri simpli din Comuna Orțișoara, au venit la noi și prin vocea noului nostru coordonator de organizație locală, Rediș, au venit și au cerut ca să acceptăm. Și vă anunț că am luat această decizie împreună cu colegii noștri din Alianță, să acceptăm ca numele Alianței, AUR, să candideze domnul primar Aleodor Sobolu, care s-a înscris la Partidul Republican și căruia îi spunem bine ați venit. De asemenea, vreau să salut coordonatorul de organizație locală pe domnul Șopotă de la Pișchia, și o să dau acest exemplu după care îi las pe colegi să vă vorbească, a înțeles că nu contează ce ai făcut 4 ani de zile până acum, că așa mi-am dat și eu interesul să construiesc această mișcare națională în spirit corect, ci contează cât ești de bun în momentul de față și la nevoile
din minutele, orele și săptămânile și anul ăsta electoral. Și deci, în mod demn și cu sufletul deschis, a decis în urma interviurilor, da, să susțină și dânsii și noi, bineînțeles, candidatura la Pișchia a candidatei Neamțu Elena Maria din partea Partidului Republican. Deci, încă o dată, dintre dumneavoastră, domnilor primari, gospodari, care nu sunteți ligioane, care nu aveți probleme penale și propuneri de începere a urmăririi penale, veniți alături de noi, că aici nu există locuri ocupate, este o mișcare deschisă pentru toată lumea care are valoare și vrea să facem de adevărat schimbare în acest an. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenție în acest cuvânt de deschidere. Îi dau în continuare microfonul colegului meu și fratelui Ciprian Titi Stoica, parlamentar de Banat, deputatul nostru de Timiș. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Mihai! Bună ziua, dragi timișeni, dragi bănățeni, dragi români de pretutindeni! Îi salut și eu pe toți colegii mei pe care îi vedeți aici în spatele meu. Le spun bun venit colegilor din Alianța Aur din partea Partidului Republican. O să vedeți mai spre finalul acestei conferințe de presă, când vom ajunge să discutăm și despre Timișoara, și pe Andreea Medișanu, reprezentantă a Partidului Republican și partid care face parte din Alianța noastră Aur, cu care ne pregătim să atacăm aceste alegeri. Foarte pe scurt, fiindcă după cum vedeți, sunt mulți colegi de-ai mei care o să vină să se prezinte în fața dumneavoastră, o să trec pe scurt prin temele de interes național din această săptămână. Așa, după cum afirmăm din 8 martie încoace, asistăm la o lovitură de stat aflată în plină desfășurare, un stat capturat de binomul Ciucă-Ciolacu, patronat, bineînțeles, de președintele veșnic absent Klaus Iohannis, și sunt câteva motive pentru care au forțat această comasare ilegală și neconstituțională. Au ieșit sondaje de opinie care spun că tinerii, în marea lor majoritate, sunt votanți ai AUR. Sunt fani George Simion pe rețelele de socializare, una dintre ele, TikTok, se vrea a fi cenzurată și blocată în România, tocmai pentru a ne opri accesul acesta de comunicare, această cale de comunicare cu tineretul zilelor noastre, care o utilizează în mod frecvent. De aceea, dragilor, fac un apel către voi toți. Fiecare semnătură contează. Avem o șansă, poate unică, în ultimii 34 de ani, să ne luptăm cu un singur bloc comasat, Partidul Comasat Român, așa cum spunea și Mihai, patronat de președintele Iohannis. Haideți alături de noi, ajutați-ne să strângem semnăturile, veniți și vă implicați, după cum vedeți, există deschidere pentru fiecare om de bună credință, pentru fiecare om care are curajul să intre în această luptă și să reprezinte comunitatea din care face parte. O să vă stau și la final pentru a vă răspunde la întrebări. Până atunci vreau să începem în forță cu prezentarea candidaților la primării pe care avem astăzi alături de noi, ca să fie cât se poate de meritocratic. O să începem în ordine alfabetică. Din Comuna Coșteiu îl avem alături de noi pe Stănescu Petru Sebastian. Sebi, te rog. Vă mulțumesc. Mă numesc Stănescu Petru Sebastian. Sunt din Comuna Coșteiu. Am 44 de ani. Sunt creștin ortodox și candidez din partea AUR la funcția de primar al comunei noastre. Sunt nou în politică și am ales AUR deoarece consider că mi se potrivește, fiind crescut cu cei patru piloni: libertate, națiune, familie
și credința. Consider că, văzând în ultimii 30 de ani, partidele care s-au tot perindat pe la putere, unde au adus țara și în ce stare e, am decis să mă alătur echipei AUR pentru a face o schimbare. Ca să facem această schimbare, este nevoie să ne dăm interesul cu toții, de la administrație locală și până la conducerea țării. Nu sunt genul de om care să vin cu promisiuni electorale pe care apoi să nu le pot realiza. Consider că pentru noi o să vorbească faptele și o să vedeți în viitorul meu program de guvernare locală ce mi-am propus să realizez pentru noi. Că așa consider eu că ar trebui să punem pe primul plan credința în Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu să realizăm ce ne-am propus. Cam atât despre mine, vă mulțumesc. Vreau să dau cuvântul colegii mele de la Denta, Tudor Ramona. Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Tudor Ramona. Sunt din Denta. Sunt mama a doi copii. Sunt absolventa grupului școlar industrial energetic, ulterior agent de securitate și administrator din 2004. Sunt o mamă și o familistă convinsă de religie ortodoxă. Nu sunt politician, dar m-am alăturat Partidului AUR încă din anul 2022, datorită ideologiei și celor patru piloni care mă definesc: familie, credință, națiune și libertate. Am fost desemnată de către Alianța pentru Uniunea Românilor să candidez la funcția de primar la comuna Denta. Sunt o persoană hotărâtă și fac parte dintr-o echipă de oameni cu experiență în administrația locală. Iar pentru noi, prioritatea zero este dezvoltarea comunei Denta. Probleme legate de administrația locală actuală sunt multe, dar o să vă enumăr numai câteva. Proiecte și investiții în sănătate și învățământ. Masă caldă pentru elevi la școală și grădiniță, care eu consider că sunt necesare. Și transparență totală a ședințelor Consiliului Local cu dezbateri publice. Ce aș mai vrea să menționez, că am vrea să sprijinim familiile nevoiașe și a cazurilor sociale din localitate. Vă mulțumesc frumos că ați avut răbdare să mă ascultați și vă aștept alături de echipa noastră. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! De la Dumbrăvița, domnul Gruici, o să vă rog să-i respectăm pe colegii de la presă, aflați astăzi într-un număr mai mare decât de obicei, să fim cât mai compacți în discursurile noastre, că suntem mulți. Te rog, Bogdane. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt candidat din partea Partidului AUR la primăria Dumbrăvița. Mă numesc Bogdan Gruici. Am 37 de ani, căsătorit, cu 3 fete, economist, contabil de profesie, și îmi doresc în primul rând să redeschidem primăria Dumbrăvița, care, după cum știți, de 4 ani stă închisă. Toată lumea se fofilește în primărie, ne-am săturat de uși închise și pentru aceasta, împreună cu echipa mea de profesioniști, am pregătit un program care conține 21 de puncte pentru a crește calitatea vieții dumbrăvițenilor, pentru a spori confortul nostru, să ne gândim în primul rând și la copii, ce le lăsăm în urmă, să le creăm tot felul de cluburi de sport. Trebuie ridicată în primul rând și rezolvată problema apei din Dumbrăvița, problema trotoarelor care le-am moștenit de la străbunii noștri, că arată în același fel. Avem multe proiecte de realizat pentru fonduri europene, care nu, în această privință nu s-a realizat nimic la primăria Dumbrăvița de ani de zile. Trebuie să înființăm neapărat un liceu în Dumbrăvița, necesar, deoarece toți dumbrăvițenii cu copii mai mari își duc
copiii în Timișoara și trec în fiecare zi printr-un chin privind traficul din Dumbrăvița. Trebuie să reducem taxele la minim, taxe care în Dumbrăvița față de alte localități din jurul Timișoarei sunt foarte crescute. Trebuie să ne implicăm în construirea unor săli de evenimente pentru copii, unde să poată și copiii să facă sport. Îmi doresc ca împreună cu echipa mea de profesioniști care i-am ales, toate aceste puncte să le ducem la bun sfârșit și să avem o Dumbrăviță modernă a anului 2024, nu rămasă în urmă cu 20-30 de ani. Vă mulțumesc mult! Programul de administrare a primăriei Dumbrăvița îl veți găsi și pe site-ul primardumbrăvița.ro și pentru că timpul este strâns, doresc să dau cuvântul domnului Țățu Liviu de la primăria Gătaia. Bună ziua! Mă numesc Țățu Liviu, am absolvit liceul teoretic Gătaia, am 57 de ani. Sunt căsătorit, am o fată și lucrez la Biserica Ortodoxă ca cântăresc de peste 30 de ani, conduc corul din Gătaia de 15 ani. Am fost desemnat din partea Alianței pentru Unirea Românilor pentru a candida la funcția de primar în orașul Gătaia. Fac parte dintr-o echipă dinamică și muncitoare, oameni simpli care au multă experiență, dar îmi voi acorda încrederea și votul dumneavoastră, dacă mi-l acordați, nu vă voi dezamăgi. Există foarte multe probleme, dar cu susținerea dumneavoastră și dacă veți ieși la vot, vom reuși să implementăm ce ne-am propus. Propună dezvoltare în perioada 2024-2028, rezolvarea problemelor legate de lipsa transportului între Gătaia și satele aparținătoare. Ne dorim foarte mult să avem o bancă în orașul Gătaia, problemele drumurilor dintre Gătaia și sate, finalizarea lucrărilor nefinalizate de actualul primar. Nu vom face promisiuni electorale, că nu sunt realizabile, dar ascultăm nemulțumirile cetățenilor și vom încerca să ascultăm orice voce care dorește schimbarea administrației actuală la Gătaia. Proiecte de investiții în sănătate și învățământ, transparență totală la ședința de Consiliul Local, înființarea unui birou de consultanță pentru întocmirea proiectelor pe fonduri europene, revigorarea mișcării culturale și sportive în Gătaia, restaurarea clădirilor vechi din patrimoniul primăriei, atragerea de investitori și să creăm locuri de muncă. În data de 9 iunie vă aștept să ieșiți la vot, să dați o șansă candidaților AUR. Doar cu susținerea voastră la toate legile din 2024 putem da un nou start dezvoltării orașului Gătaia și a satelor aparținătoare și a întregii țări. Doamne ajută cu Dumnezeu înainte! Marian de la Moșnița, te rog. Bună ziua! Mă numesc Marian Dobre, sunt candidatul AUR la primăria Moșnița Nouă. Am 43 de ani, căsătorit cu un copil mic, sunt antreprenor și vin astăzi în fața dumneavoastră și vreau să mă adresez în special locuitorilor din Moșnița. Vin astăzi în fața dumneavoastră cu un mesaj și anume acela că avem încredere totală în viitor. Mă întreabă lumea dacă la Moșnița sunt probleme. Da, sigur că sunt probleme. Mă întreabă în același timp dacă avem un plan de guvernare sau un proiect pentru dezvoltarea comunei. Sigur că am un plan de guvernare pe care îl voi face cunoscut odată cu prezentarea echipei de la Moșnița Nouă la Timișoara, când va avea loc. Și ce pot să vă spun despre Moșnița Nouă? Da, sunt într-adevăr probleme. Avem parcul industrial, care de mai bine de 12 ani nu s-a investit absolut deloc în el, ceea ce a dus la un deficit bugetar la bugetul comunei. Pe lângă acestea, proiectul meu cel mai mare cu care vin în fața dumneavoastră și pe care nu și l-a însușit nimeni în ultimii 8-12 ani până acum, este tocmai oamenii din Moșnița, locuitorii Moșniței. Acesta este proiectul meu cel mai mare și cel mai elaborat. Suntem în Moșnița, există oameni foarte, foarte inteligenți care practic nu au avut posibilitatea până acum să își expună și să aducă plus valoare comunei pentru că nu au fost băgați în seamă. Moșnița în momentul de față este ca și un dormitor pentru acești oameni de valoare.
Și considerând și gândindu-ne la faptul că, de exemplu, americanii, nemții, englezii plătesc ca să atragă astfel de oameni și să dezvolte proiecte într-o mare măsură și într-o anvergură destul de largă, noi la Moșnița îi avem pe acești oameni lângă noi și nu putem, n-au colaborat nimeni de-a lungul anilor cu ei și pentru a dezvolta viața în comună și să facem proiecte pentru comunitatea din Moșnița Nouă. Atât am avut de spus, vă mulțumesc foarte mult. O să-i dau cuvântul colegului meu de la Pișchia, colegii mei de la Pișchia, mă scuzați, Neamțu Elena. Bună ziua, mă numesc Neamțu Elena Maria, am 48 de ani și sunt desemnată din partea Alianței AUR pentru a candida la funcția de primar în comuna Pișchia. Am 47 de ani, sunt economist de meserie, mama a doi băieți, recunoscuți județean și internațional pentru activitățile în cultură și îmi doresc să facem cât mai multe pentru comuna aceasta. În primul rând să încercăm să o dezvoltăm. Începând de la educația copiilor în școlile din satele aparținătoare ale comunei. În primul rând, vis-a-vis de acești copii, îmi doresc să aibă o promovabilitate respectabilă a examenelor din clasa 8-a. Și nu să-i numărăm pe degetele de la o mână pe cei care au promovat. Și în același timp să ne lovim de faptul că mai mult de jumătate din copiii comunei merg la colegii noștri de la Dumbrăvița, la școala din Dumbrăvița, pentru că poate oferi mai multe. Deci, unul din obiectivele mele și ale noastre și ale colegilor din partid cu care voi merge în campanie este să ridicăm nivelul învățământului. Să rezolvăm problema transportului și la noi este o problemă între comuna Pișchia și Timișoara. De asemenea, una dintre problemele ridicate de colegul meu de la AUR este faptul că în comună nu există fabrici, nu există locuri de muncă. Este o problemă foarte mare acest lucru și va trebui pe viitor să facem ceva și în acest sens, să vedem cât de mult se poate. Și de asemenea și la noi este aceeași problemă pe Consiliul Local, că nu există nicio transparență, nimeni nu știe ce se întâmplă pe ședințe, chiar pe site-ul primăriei nu sunt postate aceste ședințe. Avem mult de lucru, sunt convinsă că împreună cu colegii mei din AUR vom face treabă bună și pe 9 iunie vă aștept să faceți schimbarea alături de noi. Vă mulțumesc și voi da în continuare cuvântul colegei mele și de partid, Andreea Medișanu. Bună ziua! Andreea Medișanu este numele meu, am 36 de ani și reprezint cu bucurie Partidul Republican din postura de președinte al organizației municipale. Ne-am alăturat în această luptă alături de colegii noștri, atât în Timișoara cât și în județ. Și mă bucur că presa este alături de noi și dacă toți sunteți aici, pentru că nu am avut până la acest moment ocazia să-i adresez întrebarea oficial domnului primar Dominic Fritz, am să vă rog pe dumneavoastră să-i transmiteți prin această intervenție live a noastră următoarea întrebare. Care este motivul pentru care primăria și Consiliul Local Timișoara în luna martie nu a desfășurat ședința ordinară? Să înțelegem că toate problemele timișorenilor s-au finalizat sau apelăm tot timpul la tertipul, așa cum știm de fiecare dată, ședințe extraordinare ca să semnăm anumite documente în propriu interes? Atât am vrut să vă adresez ca și om care va lupta până în data de 9 iunie pentru ca Partidul AUR să reușească să obțină rezultatele cele mai bune și sunt convinsă că avem sprijinul tuturor doamnelor care, cu siguranță, în cazul în care se va lua în calcul candidatura unei femei la primăria Timișoara, sunt convinsă că veți fi alături de noi. Mulțumesc! Mulțumim și noi mult de tot! Sper că toată lumea observă
că la noi nu există posibilitatea să se facă blat nici cu PSD-ul, nici cu cea mai rămas din PNL, nici cu nimeni care a format clasa politică în ultimii 30 ceva de ani. Desemnările în continuare și listele de Consiliu Local la fiecare localitate din acest județ se vor face fără să aibă inserțiuni primarul, deci domnilor primari, indiferent de ce credeți dumneavoastră în unele locuri că ați reușit, să fiți siguri că nu veți avea oameni plantați pe listele de Consiliu Local la AUR și nici oameni care să candideze dați de dumneavoastră sau din partea dumneavoastră, cum ne vin cu zecile trimeși din tot felul de locuri în ultimele 3 săptămâni pe la birou pe aici, oamenii ai primarilor infractori din Timiș. În continuare, doresc să dau cuvântul candidatului Alianței pentru Unirea Românilor la primăria Orțișoara, din partea Partidului Republican, domnul Leodor Sobolu. Mulțumesc foarte mult! Da, mă numesc Leodor Gheorghe Sobolu, sunt primar al Comunei Orțișoara din anul 2004. 2004 am fost consilier local, iar din 2004 primar până în prezent. M-am înscris în Partidul Republican, deoarece nu vreau acum să discut motivele care au fost, de ce am plecat, de ce n-am plecat. M-am înscris pentru că am un prieten foarte bun pe domnul Marcel Mioc, care mi-e prieten de 20 de ani de zile. Bun, pentru Comuna Orțișoara, noi ca și primărie am avut proiecte foarte multe. Numai ce am terminat canalizarea, peste 2 săptămâni vor da drumul la 62 de loturi de casă pentru tineri. Am dat și la Cornești 70 de loturi, am dat la Orțișoara odată 45 de loturi, acum dăm 62 de loturi. Deci noi, ca și comunitate, ne-am dezvoltat destul de mult. Economia noastră ca și comună și mai mult, valoarea comunei noastre a crescut pentru că fabricile aduse pe raza comune și sunt fabrici foarte multe, au atras un puternic, să spunem așa, un puternic flux de oameni care lucrează. Nu avem șomeri, nu avem ajutor social, toți lucrează pentru că sunt peste 1200 de locuri de muncă în Comuna Orțișoara. La fel, șomerii sunt ajutați. Avem peste 1300 de hectare de pășuni pe care le-am intabulat pe comună, pentru că trebuia intabulate pe comună, altfel rămâneam fără ele. Sunt ale noastre. Tot ce înseamnă patrimoniul comunei sunt ale noastre. Iar acum, ce vreau să vă spun? Și ce vreau să spun și oamenilor care ne aud și cei care vor vedea puțin mai târziu. Vreau să le comunic atât Comunei Orțișoara, și mai mult, Comunei Orțișoara și satele aferente, Secea, Calacea, Cornești, să le spun un lucru important. Nu votați omul care promite, votați omul care a făcut. Pentru că noi chiar am făcut. Canalizări, rețele de apă, proiecte. Avem proiecte acum câștigate în ultimele, să spun, din 2023, din noiembre, peste 7 proiecte în valoare de 30 de milioane de lei. Proiecte care vizează foarte multe lucruri. Anveloparea școlilor. Proiectul Anghel Salin, pentru ceea ce înseamnă rețele de apă noi pe toate cele 3 sate. Proiect pentru școală. Pentru școala verde, pentru școala nouă. Toate sunt făcute, proiectele. Sunt avizate. Și acum începem să lucrăm. Atât am avut de spus. Mă bucur că sunt alături de voi, de colegii mei și cred că cel mai important lucru este să fim uniți, să facem noi primarii, administrație publică locală, iar ceilalți care sunt la sediu să facă politică pentru noi. Mulțumesc mult de tot, vă doresc o zi bună și să ne vedem cu bine tot timpul. Doamne. Vedeți dumneavoastră la AUR, noi unim oamenii, ne acordăm fiecăruia unul celuilalt prezumția de nevinovăție, acordăm șansa unui nou început și spre deosebire de ceilalți care sparg, da? PSD-ul, PNL-ul, vedeți ce se întâmplă în organizații, în filiale, au luat decizia să aleagă unul eu, unul tu, fără să mai țină cont de specificul filialei, de specificul zonei, regiunii din țară, de mentalitatea oamenilor de acolo.
De-aia ne și chemăm Alianța pentru Unirea Românilor și nu Cearta pentru Dezbinare. Este de asemenea un lucru important, înainte să-i dau cuvântul colegului meu Todea, unul din cei mai meritoși, harnici de valoare, coordonatori de cartier pe care avem la organizația municipiului Timișoara, este foarte important să înțelegeți că întotdeauna Timișu, atâta cât ne-a stat nouă în putință cu tot ce suntem noi, vorba cuiva 18 ore pe zi, de 4 ani de zile încoace, dăm un semnal de cum se unește lumea și cum poate lucra împreună pentru rezultatul de valoare mai mare al scopului nostru comun. Și aș dori ca toate celelalte organizații din țară și fiecare dintre dumneavoastră, începând cu vecinii pe care îi aveți în gospodării, începând cu membrii familiei dumneavoastră, începând cu colegii dumneavoastră de lucru, la fel cum am putut și reușim cu succes să colaborăm noi cu partidele din Alianță, ca de exemplu Partidul Republican, Blocul Unității Naționale, Partidul domnului Terheș, Conservatorii, la fel și dumneavoastră să încercați să faceți, astfel încât, după ce câștigăm alegerile în acest an, să avem forță sănătoasă să reconstruim această țară, să funcționăm ca o națiune. Te rog, domnul Todea. Mulțumesc frumos! Bună ziua, dragi timișoreni, dragi timișeni! Eu o să vorbesc mai mult pentru timișoreni, fiindcă sunt și coordonat, sunt membru aici în filiala locală Timișoara, sunt coordonator pentru cartierul Traian Cunțplop, zona Traian Cunțplop. Sunt inginer, am 54 de ani, sunt căsătorit, am o fică, ea la rândul ei m-a binecuvântat cu un nepoțel și după ce am împlinit vârsta de 50 de ani, am decis că până atunci n-am intrat în nicio fel de politică, dar văzând cum se prezintă țara mea, cum cred că ar putea să fie țara mea ca o grădină a Maicii Domnului și nu e din cauza unor oameni care au jefuit-o, care nu îi fac rău, am decis să intru în politică. În Partidul Aur am intrat acum 2 ani și ceva, după ce am citit statutul, că m-a chemat un prieten, hai la Aur că aici putem face treabă. Și am citit statutul. Eu sunt de mai bine de 10 ani într-o mișcarea meritocrată și ăsta a fost unul dintre punctele cele mai importante pe care am vrut să le găsesc acolo. Și într-adevăr am găsit că vorbim despre meritocrație în acest partid. Ați văzut și colegii mei că spun despre acest lucru și de aceea sunt cei care venim încoace. Să nu vorbesc așa de mult despre istoria, cum am ajuns aici, ci o singură problemă importantă a Timișoarei, fiindcă vreau să mă adresez timișorenilor. Sigur, m-am implicat în mai multe proiecte pentru Timișoara, din societatea civilă fiind, și cu o pădure, care, dintr-o perdea forestieră, care am ajuns la 46 hectare de pădure, care până la urmă nu s-a mai făcut în mandatul domnului primar Robu, Friț, nici atât n-a vrut să discute cu noi pe subiectul ăsta, dar vreau să vă discut despre altceva. Noi, timișorenii, am putea să ne încălzim, să primim de la Colterm energie termică, apă caldă, la jumătate de preț. Asta vreau să știe timișorenii. Și nu se întâmplă lucrul acesta pentru că acești lideri care fac administrație în Timișoara, acești primari care am avut, nu vor să audă de așa ceva. Avem tehnologie, putem face din gunoi menajer, putem să facem niște peleți, practic energie, să o stocăm și să o folosim în alte utilaje cu care să facem această energie. Se poate face la Colterm. A fost, colegii mei îmi confirmă că au fost aici și inventatorul care e un brevet de invenție, este numărul unu mondial. Nu poluează. Deci rezolvăm multe lucruri. Nu mai poluăm. Nu mai avem probleme cu deșeurile care le avem. Sigur, trebuie totuși sortat. Deci există niște lucruri care mai trebuie făcute și acolo. Și ajungem să nu poluăm și să avem un cost la jumătate. Da? Despre asta am vrut astăzi să spun, fiindcă am înțeles că timpul e scurt și trebuie să ne limităm în discursul nostru. Vreau să știți că așa, s-a încercat prin deputatul nostru Titi Stoica să li se prezinte și primarului Friț și celor doi viceprimari și aceștia refuză. Eu personal, împreună cu
un coleg de-a meu am anunțat oficial toate primăriile din județul Timiș, cele 99 de OAT-uri, despre soluțiile acestea și nu se facă, nu știu, că n-au auzit. Sigur, inventatorul care îl avem este român, a lucrat și în armata română și nu dă șpagă, da? Deci, probabil că pentru că nu dă șpagă, noi timișorenii trebuie să plătim dublu, da, această căldură pentru fiecare e un cost important în bugetul familial. Eu vă mulțumesc. Doamne ajută să reușim, AUR să triumfe în aceste alegeri și să reușim să schimbăm în bine țara care nu arată deloc bine astăzi. Mulțumesc mult!